tragedie în fotbal, după ce un tânăr jucător de doar 31 de ani a murit în urma unui stop cardiac. Este vorba de Ahmed Refaat, legitimat la echipa Future din prima ligă egipteană, a murit sâmbătă, 6 iulie, la primele ore ale dimineții. Atacantul a fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu au reușit să-l resusciteze. Ashraf Feisa, șeful echipei medicale care a intervenit, a confirmat că toate eforturile au fost în zadar. Mohamed Salah, starul echipei Liverpool și colegul lui Refaat la Naționala Egiptului, a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant în memoria prietenului său, fie ca Domnul să le dea răbdare familiei și celor dragi. Federația Egipteană de Fotbal a deplâns, de asemenea, moartea prematură a jucătorului, subliniind că este o pierdere enormă pentru fotbalul egiptean. Fie ca Domnul să le dea răbdare familiei și celor dragi, au fost cuvintele lui Mohamed Salah. Oficialii federației deplâng moartea lui Ahmed Refaat, jucătorul echipei naționale și al lui Modern Sport Club. Ne rugăm la Dumnezeu să aibă milă de el și să le ofere familiei și apropiaților săi răbdare și consolare. Lui Dumnezeu îi aparținem și la el ne vom întoarce, a fost reacția Federației de Fotbal din Egipt.